revenit. Au revenit. Și o să începem o nouă problemă. Și trecem să rezolvăm testul acela, să terminăm de concursul acesta care l-ați avut voi, da? Comper junior. Concursul, etapa a doua, 22 aprilie, concursul Gazeta Matematică, da? Bun, copii, am făcut 1, 2, 3, gata, toată lumea este atentă. 5-ul a spus că vi s-a părut greu și n-ați făcut deloc. Am făcut ieri, însă am înțeles că erați foarte obosiți și de aceea o să reluăm din nou. Deci spune așa, 4 copii au împreună 266 de timbre. Deci, copilul 1, al doilea, al treilea și al patrulea, toată lumea scrie, da? Copilul primul, al doilea, al treilea și al patrulea, au 266 timbre împreună. Deci 266 timbre împreună. Au un număr diferit de timbre. Da. Fiecare are un număr al lui, diferit de celălalt. Și lor le vine în minte un lucru. Dacă al doilea, al treilea și al patrulea ar da câte 4 timbre, ar ceda 4 timbre și le-ar mâna cui? Primului. Care are cel mai puțin. Sau... Așa. Dar nu știm care are cel mai puțin. Tragem noi o concluzie. Da. Deci, sigur, este un lucru. Că al doilea, al treilea și al patrulea cedează din numărul lor fiecare câte 4 timbre primului, da? Câte 4 timbre. Și acesta, primul, le preia câte o fi avut el, plus 12, nu? Că 4 plus 4 plus 4 plus 12. Noi în clasă am făcut cu sirme. Ați făcut? Da. Da. Dar deci, e mai simplu, adică înțelege mai bine prin segmente. Hai să facem așa prin segmente. Deci, primul are cât? Are un număr de timbre. Să spunem segmentul ăsta. A. Sau primul. Cum l-ați notat de clasă? Am primul? Notat A, B, C, D. Așa. Deci primul A are un număr de timbri. Al doilea are un alt număr de timbri. Da. Al doilea, da? Da. Al treilea are un alt număr de timbri. Și al patrulea și el un alt număr de timbri. Nu pot să spun exact câte au. Dar știu că împreună A, B, C, D. Știu că împreună au, cât am spus, 266. Noi... Spune-mi, Stefania. Aici am pus așa și am pus 4, ca să se înțeleagă că e 4... Le-am plus? Da. Uite, dacă tu ai spus așa, de le-ai făcut egal cu primul, da. Este un fel de a interpreta care nu-mi convine mie. Să spun de ce nu-mi convine. Că tu în clipa în care ai spus că e dat pe cele 4, da. Le-ai dat acestuia, da? Da. Și dacă... Așa am făcut și eu cu 4, prima dată. Dacă aș fi încercat așa, aș fi pus de aici 4. Să zic că asta ar fi numărul de 4. Da. Și din capăt se le dau, da? Se le dau ăstuia. Și ăsta la altul, iarăși 4, dar tot atât de lung să fie, tot 4, însă cât îi rămâne să nu fie exact la aceeași lungime. Aici este o greșeală în interpretarea asta. Da. Așa m-am gândit prima dată. Deci nu facem plusete, la fel cum ați zis prima. Nu. Chiar cu segmente facem, dar trebuie să înțelegem care e rostul unui desen cu segmente. Că nu ne spunem că B ar avea cu 4 mai multe față de A. Da? B are un număr și el cedează din numărul lor, lui, 4 din ele, dar dându-i 4, ăsta îi dă și el 4, dar ei nu ajung la egalitate. Atenție, B și cu C când dau câte 4, ei nu rămân în mod egal.
sunt, au numere diferite. Păi dacă un segment de ăla, cum ne-ați spus dumneavoastră, da, e 4, rămân cu părțile alea. Rămân cu părțile astea de aici, da? Da. Dar asta de aici, vezi că s-ar putea să fie mai lung asta, da, un pic. Adică la unele mai rămân și câte un pic. Asta, asta e important, că ele rămân numere consecutive. Adică să reținem și pic. Segmentul ăla micuț, care înseamnă un timbru în plus. Da? Deci, la fel se întâmplă și aici. Dă pe la 4, dar față de ăsta, iar îi rămâne încă ceva în plus. Cam câte este aici, ca să fie consecutive. Vreau să insist aici, că este momentul cel mai important. M-ai trimis aici la segmente. Dar eu vreau să înțelegem că după ce primește 4 și mai primește și pe alte 4 și mai primește și pe alte 4, numerele care rezultă, adică segmentul de aici, atâta rămâne, ăsta de aici și ăsta de aici, sunt numere consecutive. Ce înseamnă consecutive? Puteți să dați adică o diferență de un număr. La diferență de un singur număr, nu? Ștefania, care putea să dai 4 numere consecutive? 1, 2, 3, 4. 4. Altfel. Pornești cu altă, un alt stat. 11, 12, 13, 14, 15. Deci, după ce, poftim. 996, 997, 997, 998. Și 999 sunt 4 numere consecutive. Da. Deci, când le primește pe cele 4 din 3 locuri, de aici, de aici și de aici, se întâmplă că dacă cedează 4, ăsta cedează 4, cedează 4, rămân consecutive. Înseamnă că când adunăm 4, 4, 4, astea tot consecutive sunt. Dacă au are atât cât este acum, doar atunci când îi vin date, nu? Deci, el va, la momentul ăsta are așa puțin, așa simțim că are puțin. Când îi vin 4, 4, 4, el crește ca număr cu 12, da? Da. Dar când crește, s-ar putea să depășească și pe ăsta, poate să fie chiar aici, consecutiv, ca poziție, să se arăt tocmai aici, sau să rămână în prim plan aici. Îl pune mic. Da? Deci îl pune mai mic și când îi iau 12, să rămână tot cu unul mai puțin față de asta. Uh-huh. În concluzie, spune așa, că după ce au primește câte 4, de la cei 3, numerele rămân consecutive. Cu o diferență de un număr. Deci rămân cu o diferență de un număr. Dar acest A plus 12, A plus 12, plus 12, poate să fie în fața lor, adică încă mai mic decât B. Sau foarte bine poate să depășească și pe D. Da, fă, dar acel pic este 1. Adică asta, ăla e 1. Da. Adică putem scrie pe 1, nu? Putem scrie pe ăsta 1. Deci diferența între B și C este de 1. Cum este și între C și D? Tot de 1. Da? Și când desenăm segmentele la A, punem și 12 ăla sau facem fără 12? Păi când îl desenăm pe A de start, este A1 cu, mod normal, fără 12. Da. El rămâne mic. Sau, nu? Deci întotdeauna va fi mai mic. Când îi punem pe ăștia 12, el poate să-l atingă pe B ca poziții, nu? Poate să fie la cu unul mai puțin decât de. Cu unul mai puțin decât de. Sau foarte bine, atât de puternic, să arăt dincolo de D. Nu înțelegi? A, ba da, înțeleg că asta, da. Deci poate să te împășească pe D. Depinde unde cei 12 îl vor poziționa. Dar cert este că B, C și D rămân așa. B, C și D, după ce pierd câte 4, ele rămân tot în ordinea asta, B, C și D. Da, ele nu o să mai aibă 4 ăla. Da? Că dacă n-ar fi consecutive,
Dacă B, C și D n-ar fi consecutive, atunci, pe câte 4 nu îi rămân consecutive. Ia să le luăm un exemplu. Uitați așa. Dacă B ar fi 59, C ar fi 61 și D ar fi 62, observați ce am făcut aici. Nu l-am între B și C, nu am lăsat să fie consecutive. E diferența de câte elemente este aici? De două. La C și D sunt gândite consecutiv. Minus 4, să spunem că ăsta e dă 4, așa cum spune programul, dă 4, fiecare dă 4, atunci 59 când pierde 4, în cine devine? 55. 55. Cât devine ăsta când pierde 4? 60 și... Nu, 50 și cât când pierde 4? 57. Și 62 minus 4? 58. Aici vreau să vă aduc pe voi să înțelegeți. Deci, că... Profu, este 56. De unde? 62. Nu, la ce? Este minus 4 este 56. Nu, că-i dă 4, pardon. Da, 4, da. Deci îl dă pe 1 și mai dă încă 3. Da. 57, corect, da? Da, așa, da. Deci atenție, copii, aici e momentul cel mai tare legășiților. Că dacă ele nu sunt din stat B, C și D consecutive, când pierd 4, nu mai rămân consecutive. Exemplu, 59, 61, 62 sunt consecutive? Nu. Nu. De ce? După 59 ar trebui să fie cine? 60. Nu 61. Ei, în situația când din 59 a scăzut pe 4, pentru 4 a rămas 55, din 61 când a scăzut pe 4, 57, și din 62 când a scăzut 58. Dacă C și D sunt consecutive la început, pierzând pe același număr, tot consecutive rămân. Dacă B și C nu sunt consecutive, prin pierdere nu rămân consecutive. Problema spune că după pierdere rămân consecutive. Dar autorul e șmecher aici. Autorul e foarte șmecher. Spune așa, se prinde-i de faptul că prin pierdere, fiind devenind consecutive, la început trebuie să fie consecutive? Aici e povestea. Deci, el transmite un lucru spectaculos. Că cele trei, al doilea, al treilea și al patrulea, sunt de la început consecutive. Numai așa, prin pierderea câte patru, rămân consecutive. Că spune așa, că după ce cedează, după ce cedează, rămân consecutive. Asta se poate numai dacă din start sunt consecutive. Deci, scrieți, faptul ăsta foarte important, foarte, foarte important. Deci, prin pierderea, scrieți așa, prin pierderea a câte patru timbre, prin pierderea a câte patru timbre, prin pierderea a câte patru timbre, de către cine? De patru timbre, de către cine? De către B, B C și D. De către B, virgulă, C, virgulă, D. Prin pierderea patru timbre. A câte patru timbre, de către B, C și D. Da. Faptul, virgulă, faptul că ele rămân consecutive prin pierdere, faptul că ele rămân consecutive, faptul că ele rămân consecutive ne facem să spunem, ne face să spunem că B, C și D sunt de la distribuire consecutive. Sunt din start consecutive. Ne face să spunem că B, C și D sunt din start consecutive. Deci dacă autorul era drăguț cu noi, trebuia să ne spună așa, mă băieți, când s-au împărțit
timbrele acestea, trei din ei au numere consecutive, mă. Dar nu ne spune așa, mă, nu ne spune așa că e autorul destul de șmecher în formulare și spune că după ce pierde câte patru, rămân toți consecutivi, da? Toți patru consecutivi. Dar noi am descifrat că B, C și D, dacă n-ar fi fost consecutivi din start, prin pierderea la 4, a câte 4, n-ar mai fi rămas consecutiv. Da. Cum am luat noi exemplu aici. Dacă n-ar fi fost consecutiv, B și C, broare, prin pierderea 4, tot nu mai poți să aibă situația asta de consecutiv. Și atunci înseamnă că B, C și D sunt de la început consecutivi. Ar fi fost consecutive doar dacă de la B se luau 4, de la C se luau 5 și de la D se luau 7. 4 și 6. 6. Dacă se luau, deci dacă spune așa, de la B se iau 4, de la C se iau 5 și la D se iau 6, atunci se egalau. Da, da. Se egalau, nu? Da, dar nu e așa. Dar autorul ne spune așa, se iau câte 4 în mod egal de la toți 3 și după ce ei scapă de cele 4, rămân consecutive. Asta de fapt șmecheria lui în culise este că vrea să ne anunțe că B, C și D sunt consecutive de la început. Sigur, unde se modifică poziția lui A în înșiruirea nouă? A poate să fie primul? Da, sau ultimul. Sau ultimul, da? Da. Deci, primul din... Să fie cel mai mic. Mic, așa, și pe urmă să fie ultimul cel mai mare. Am scris. Da? Am scris chestia asta. Deci, am scris așa. Așa. Deci. Unu. O primă situație este așa. Să se întâmple. A plus 12, ca să fie pe primul loc. A plus 12. Apoi. B. B-ul. B minus 4. Așa. B minus 4, că o pierdut 4. Da. Apoi să fie cine? C minus 4. Și apoi D minus 4. Asta e una din situațiile, prima situație posibilă. A doua, te rog. Să scriu? Nu, nu scriu. B minus 4. Așa, B minus 4. Virgulă C minus 4. C minus 4. Virgulă D minus 4. D minus 4. Virgulă A plus 12. Și A plus 12. Da? Da. Deci, atenție. După câștigarea celor 12, A plus 12 poate să fie cel mai, încă să rămână cel mai mic sau să devină cel mai mare, să sară peste. Asta ar însemna că la început, în prima variantă, asta însemna că la început ar fi mai mic decât B cu 12 numere. Cine? A. A-ul ar fi mai mic decât B cu 13 numere chiar. 13? Că el primește 12, B-ul scade 4, deci scade 4 și el încă e mic cu 1 față de B minus 4. Da, da. Deci, atenție, el pierde 4. Da. Și A-ul primește 12 și încă rămâne mai mic decât B minus 4 cu 1. Da, chiar acolo. Ca să fie consecutiv, nu? Da, că după, ăsta crește cu o unitate, ăsta crește cu unul, cu un timbru. Da. De acord? Deci, aici mă insist că aici este momentul cel mai tare. De segmente. Da, nu, la faptul că A plus 12, după ce au câștigat cele 12, poate să fie încă mai mic decât de următor. Ca să devină consecutiv cu B minus 4. Da. Mai mic, sau să îl depășească, să devină consecutiv după D minus 4. Da. Da? Deci, acum, diferența între ele este de câte 1, nu? Da. Aici, ca să-l obțin pe ăsta, îi vine plus 1, ca să-l obțin pe ăsta, apoi plus 1, și ca să comparați cu ăsta, deci. Și ca să-l obțin pe următor, e plus 1. Da? Tot a crescut cu o unitate, de-aia sunt consecutive. Deci, în loc de B minus 4, cât pot să spun? În loc de B minus 4, poți spune A plus 12, minus. Plus 1. A, plus 1? Plus 1, păi B minus 4. Da. E ăsta din față, uite mă. Da, da. Deci în loc de B minus 4, eu pot să spun deasupra
Cât să spun în loc de B minus 4? B plus 13. A plus 13. Da, foarte bine zis. A plus 13. În loc de C minus 4 poți spune A, A plus 14, da? Și în loc de D minus 4 poți să spun? A plus 15. A plus 15. Iar acum aici, să iau înapoi. În loc de D minus 4, cât să zic? În loc de D minus 4, A minus 1. Adică, nu, nu, scrie că la minus 3. Asta, tot ăsta scad 1. Exact, că dacă ar fi 60 aul, atunci scădem 1 și ne dă... Deci vine, cât ar vine? A plus 11, măi copii. Da, așa, A plus 11. A plus 11, că da. Am scăzut cu 1. Iar aici cât se poate să spun? A plus 10. A plus 10. A plus 9. Și A plus 9. Dacă e aleg prima variantă. Noi trebuie să le analizăm și pe prima și pe a doua variantă. Deci problema presupune să le analizăm pe amândouă. Încă o dată. Deci, după ce au primit 12, ele pot fi consecutive în aranjarea asta sau consecutive în aranjarea asta. În aranjarea asta înseamnă că în locul de B minus 4 puteți zice A plus 13, în loc de C minus 4 A plus 14 și în loc de D minus 4 A plus 15. Vă rog să scrieți și voi chestia asta, da? Vă rog să scrieți asta, că este important. Da, ok. Da, A plus 12, virgulă. B minus 4. C minus 4, următorul. Și D minus 4. Lui B minus 4 zicem A plus 13. Alo. Sunt la treabă. Vă salut. Da, da, știu, știu, știu. Deci A plus 9, A plus 10, A plus 13, A plus 14 și A plus 15, da? Da. Iar în partea asta, alta am A plus 9. Era A minus. De la A plus 12. A, da, da. Am mers înapoi A plus 11, A plus 10 și A plus 9, da? Da. În situația în care A plus 12 au câștigat atât de mult, încât l-au depășit și pe D minus 4. Da? Pe D minus 4. Și acum, suma lor trebuie să facă cât împreună? Totdeauna trebuie să facă cât? 266. Ce înseamnă? A plus 12, adunat cu... Următorul care este A plus 13, nu? A plus 13. Adunat plus A plus 15. Plus A plus 14, plus A plus 15. Cât trebuie să facă? 266. Dacă da? A plus 12, a, vă dați. Am zis A plus 12, plus A plus 13, plus A plus 14. Poți să spun ce scriem? Păi, scriem 4 ori A. Plus de 4 de aldea. 1, 2, 3, 4, da? 4 ori A plus... 4 ori A plus... O spunem 5, 9, 9 cu 5, 14, 400 unde aveți? 50 și... 54. Da, 54. Deci 4 A plus 54 egal cu 266, da? Da. Și 4 ori A egal 4 ori A egal cu 266 minus 54 care ne dă 266 minus 54 care ne dă 212 200 cât? 12. Da, da? 12, așa e bun. Dacă 4 de aldea fac 212 apoi singur A. Acum A egal 212 împărțit 4. Împărțit la 4, da. Și A egal cu... 4 în 21 merge de 5 ori. 5 ori 4, 20. Și în 12 merge de 3 ori. Deci 53, da? În prima situație. Deci în prima situație, în prima situație, spunem că avem următoarea distribuire. A are 53. Acum... Următorul... Facem 53 plus 13. 53 plus 13. Da. Îl găsim pe cine? Pe B minus 4. Da. Plus 4.
deci, 15 plus 13 plus 4. Așa ar fi, dar ca să înțeleagă tot omul, spune așa, că B minus 4, B minus 4 egal cu A plus cât? 13. Da. Uite, B minus 4 egal cu A plus 13. Egal cu A plus 13 și este egal mai departe cu A plus, A-ul știu cât este A-ul, 53 plus 13 și îmi dă 66, nu? Da, da, plus 4. 66, iar de aici B-ul simplu, B va fi 67. Nu, e ce? 66 plus 4 își face cât? 70. 70. Da. Nu așa? Da, 70. Unde B? B-ul e 70. Da. Că B minus 4 este 66. Da. Da, e B bine. B minus 4. Uite, B minus 4 este A plus 13. Ca și cum ai face, păi, 50, ca și cum ai face 53 plus 13 și ne dă 66, da, plus 4 care am, da, care... Da, e bine, da, nu? Da, da. B minus 4 e așa, 70. Deci B-ul e 70. C-ul e 70. Și imediat, acum merg, da, sunt consecutiv. C-ul este 71. Și de 70. 72. Asta am făcut. Da. Profu, da. Păi... C-ul nu e 74, că a mai rămas 4. Are 4 ăla. C-ul e 71. Că e consecutiv, tocmai. N-am spus că B, C și D sunt consecutivi tot timpul? Nu, e mic. A, da, da, da. Da? Da. Așa, așa a fost raționamentul cel la finuț, când am spus de la început. Acum, pentru situația a doua... Păi, profu, dacă asta e bună, a doua nu e bună. De ce? E o altă situație. Nu, nu, e o altă situație. Când el a câștigat discurs, s-a dus în, tocmai în față. Da? Deci acum cât ar veni? A plus 9, A plus 10, A plus 11 plus A plus 12 și facă 266. E altă variantă a lui A. Deci vom avea așa. A plus 9, A plus 9 plus A plus cât? Plus 10. A plus 10 plus A plus 11 plus A plus 12. A plus 12 face tot 260. Și vă spun eu, A-ul 4. 4 de-al de A. Da. E 1, 2, 3, 4. 4 de-al de A. Plus 9 cu 11, 20. 9 cu 11. 9 și 11, 20. 20, 30. 42. 4 A plus 42. 4 A plus 42 egal cu 266. De unde 4A? 4A este egal cu? Cu 224. Din 226 scădem pe 42, face 224, da? 266. Nu, 266 scăzut 42. 2 din 6, 4. 4 din 6, 2. Și vine 224. De unde A simplu va fi egal cu 224 împărțit la 4 și face 5 în 22 și în 24, 6. 56. Da. Deci A are 56. A are 56, un alt număr. Sigur că el are un număr mai mare, că după ce primește pe 13 trebuie să-l depășească și pe D. Deci e bine, e bine, dar la tu... Măi, tu... Păi, măi... Și deci să nu fie bine, mă. Facem proba. Tu mă lași puțin. Ești de acord cu prima? Nu, tu ești de acord cu prima? Da. Dar dacă ai fi făcut-o numai pe prima variantă, eu ți-aș fi dat jumătate din punctaj. Din ce motiv? Pentru că n-ai fi surprins situația fericită când A, prin câștigarea celor 4-4-4 de 3 ori, și cât avea el, 56, să îl depășească chiar pe D minus 4. Da. Adică mi-ați fi dat 5 pentru problema asta? Jumatea. Da, 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 5 aș fi dat. Da, vezi, mai bine, mai bine nu. Mai bine că n-ai făcut-o, nu? Ba, nu, eram bine, chiar dacă aveam 5. Era mai... Mai bine decât nimic. Dar nu ne dă... B-ul ne dă 69. Vedeți că nu-i bine B-ul, ne dă 69. Păi hai să vedem pe B. B minus 4 egal cu A plus 9. Uite, B minus 4 egal cu A plus 9, da? Da. Și zicem, B minus 4, hai să zicem, B minus 4 a, da,
egal cu A, care am zis că 56, 56 plus 9 și face 60 și cât? 5. Și cu 4 care va veni la B, B egal cu 69. Deci B este egal cu 69. Cum? Păi nu sunt consecutive de la B, ce și de sunt consecutive, dar la început la repartiții... Aaa, dar uitat că... Băi, șmechere, la început A1 a fost... Băi, șmechere, bă, dar e bine, doar că eu am luat un crescător. Atenție, deci A-ul are 56 în varianta a doua, B-ul are 69, C-ul are 70 și D-ul are 71. Și dacă le adunăm, nu le dăm. Hai să vedem. 6 cu 9, 15. 15 cu 1, 6, 16. Hai să scriu 1 găsit. Da. Manu, taci. Hai să poate oprim profesor acum. Da. Asta urmărești tu. Să-mi dai tot raționamentul peste cap. Da, deci, acolo e 6. 5 cu 6. A, 11. 1 din cap, 12. Și cu 14? 12 cu 14, 26. 267, bunul. Ba da, ba da. Da, da. Deci, am reușit. Am reușit. Cât ai vrut să mă prins? Corect, problema rezolvată este în cele două cazuri. Ah, dar chiar că e bine. Acum văd. Da. Da. Deci, într-adevăr, așa trebuia gândit. Dar problema este spectaculos de frumoasă. Și, într-adevăr, aveți probleme foarte, foarte frumoase. În ce a constat frumusețea? Hai să vedem. Faptul că după pierdere... Faptul că sunt două modalități... Nu sunt două variante. Două variante. Deci, faptul că sunt două variante și de unde a provenit ideea? După ce au primit A-ul 12, el este cel mai mic, dar după ce primește 12, s-ar putea să rămână încă mai mic. Sau mai mare. Sau să treacă tocmai după D, ca ordine. După, da. Dar n-am înțeles ceva. De ce acolo ați spus 59? Ați luat un număr amicare? Sau? A, unde aici? 50? Aici, 59. Dar profesorul domnului bun. Și am luat o situație... A, un număr amicare. Dar la întâmplare, pe care v-am arătat că dacă B, C și D n-ar fi consecutive, da, după, ce pierd, după ce pierd, ele rămân neconsecutive. Și dacă rămân consecutive, înseamnă că de la început trebuie să fost consecutive. Profesorul domnului bun. Hai să arăt. Adică știu că ne dă, dacă... Vreau să treacă la tablă. Deci... 69B, virgulă, 70, C-ul, virgulă, 71D și virgulă, 56, care ar trebui să fie cel mai mare. Virgulă, deci ar trebui să fie cel mai mare. Dă-i pe 4. Deci 69 nu e 69, că pierdut 4. 69 este cât? 65. 70 este, pierdem 4, 66. 71 pierdem 4 este 67. Și A-ul care câștigă 12, 56 plus 12. Deci după noua repartiție se întâmplă. E vorba de râs, da? Bun. Hai să acum poți secge. Da. Bine. Varianta asta, adică... Vrei să vezi și cu asta? Vrei să vezi. Bun. Adică să probăm situația de aici. O probatorie. Ah, da, e bună, e bună. E 65, după pierdere, 66, 67. Și ăsta, acum, este au plasat aici, pentru că 56 plus 12, 56 plus 12, face... 68. 68. Extraordinar. Da? Da. Deci. Mai bine plasat 6 și jumătate. Lasă că o să vină problema. Dar am vrut să verificăm. Noi mei. Nu am făcut altceva decât să verificăm. Poți la tablă și la loc și să faci și problema cealaltă. Poți să ștergi? Da, șterg eu. Te rog, hai. Noi mei. Acum o să-i spun lui Ricky. O să-i spun lui Ricky să-i zică acasă ceea ce trebuia să zici tu. Adică ce să zică? Că ești neascultătoare. Nu sunt! Hai, gata. Ce-a făcut? Am făcut ceva? Nu. Apropo de faptul că
trebuie să ascultăm ca să ne întoarcem. Poți să citesc eu problema cealaltă? Da, șapte. Da. Deci, e scurtă. Șase, nu șapte. Dar ce? Dar facem pe șapte. O faci și pe cea, repede. Și e șapte. Așa. Sau putem face prima dată pe șapte, dacă ce este mai grea și e șase, o facem pentru altă zi. Da. Ne duc șoși. Mulțumesc. Bine, haideți. Deci, șapte spune. Deci, de ziua sa, Alina a primit mai multe narcise. Nu se știe câte. Dacă ar așeza câte cinci narcise într-o vază, a făcut spun deci, vazele. Eu fac deci, și eu un număr de vaze. Nu știu câte să fac. Da. Așa. Fac mai multe vaze. Șase. Nu știu. Și pun aici câte? Cinci, da? Da. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Da, dar mai spune ceva. Deci dacă ar așeza câte 5 narcise într-o vază, ar mai rămâne o narcisă. Adică, într-o vază. Da, într-o vază. Dar sunt mai multe vaze. Sunt mai multe vaze. Adică câte 5, 5, 5. Păi dacă ar pune câte 5, 5, 5. Dacă ar mai rămâne una, spune, deci, dacă și așa mai departe, la un moment dat, ultima vază, are 5, că eu nu știu câte vaze să pun, 2, 4, 5, și rămâne o garafă. Așa, după mai spune. Dacă ar așeza câte 7 narcise într-o vază, ar rămâne o vază goală și o vază cu 3 narcise. Hai să vedem. Deci dacă așa e fac gărare. Minunată. Vrei să încerci tu? Nu-i bine. Hai te rog. Așa deci am făcut la școală. Noi făceam într-un fel cu cerc și puneam puncte. Deci, așa. Tot 5. Nu, e 7. Așa. Pune păi și jos de deasupra. Hai să le punem 2 aici. Ah, da, și. După mai rămâne una goală. Asta vreau să spun. Da. Deci, what? Atenție. Acum eu distribui câte 7. Da. Da, am ce pun încă 2. Dacă pun 2, o iau pe asta de aici și iau una de aici. Asta nu explică, doamna. Da. Deci, ca să pun 2, la 5 să pun încă 2, da. Iau din toate garafele care au fost acolo. Da. Și eu iau pe asta care este aici, răzleață. Păi spune dacă ar așeza câte 7 în acest. A 7, dar cum să fac 7? De unde spun fac 7? Ar rămâne o vază goală. Ai răbdare, că acum încep înainte, urmă aici. Deci mai întâi am pus câte garoafe am pus? Câte 5. 5. Până că, nu știu câte sunt. Și au rămas o singură garoafă liberă. Și acum mai bine. Și acum încep să pun câte 7, nu? Deci am pus 5, da. Și tot așa am continuat cu 5 și o garoafă liberă a rămas. Da. Și acum vreau să completez câte 7. Păi cum să completez de 7? Decât dacă iau din distribuția făcută, să completez câte 7. Adică garoafa asta și cu una din... Poate lua dintr-o garoafă așa. Rămasă. Garoafă rămasă. Ca să completeze. Așa. Păi da, una rămâne. Păi va rămâne, că nu gunesc. Vedem acum. Păi, păi ar fi într-un fel 6 într-o vază, dacă ar pune și aia, o vază ar fi cu 6. Da. Și atunci știu câte vaze sunt. Sunt, stați puțin, numai puțin. Bine, cum să fie? 3 vaze. Nu? Nu sunt 3 vaze. Să vedem. Cred că ai prins mecheria. Deci, luăm pe asta și pe asta. Haideți să luăm așa. Luăm pe astea 2 și le-am pus aici, da? Tu mai tai 2 din asta, din vaza asta și pun aici, ca să fac 7. Da, da. Și mai rămas 2 și le pun la asta altă. Da. Și asta e goală, deci se ia cum spune problema. Da. Și, dar mai rămân 3. Și mai rămân că 3? Da, așa spune. Deci spune, dacă ar așeza câte 7 narcise într-o vază, ar rămâne o vază goală și o vază cu 3 narcise. Și asta de aici, care era cu 5, da. Iau din ea, erau 5, da? Da. 4, 5. Și o completez pe următoarea vază. Vaza următoare avea 5, da? 2, 4, 5, că așa erau. Și atunci, mușc din ăsta, iau câte iau de aici? Iau 2 da. Și le pun aici și am făcut 7
și rămas trei goale. Da. O vază cu trei, una goală, că nu are nimic, când am luat, și una care are numai trei. Deci o vază goală și una care are doar trei. Da. Nu spune problema. Adică câte am completat eu cu șapte acum? Una, două, trei, patru. Da, știam. Da? Deci patru am completat cu șapte. Da. Deci bine. Deci patru cu șapte și doar una care are trei. Da. Și acum 4, 7, 28. Cu 3. 28 și cu 3, 31. 31. Păi, am scris 31 pe foaie. Păi, dar stai să vezi dacă ai raționat corect. Păi, am făcut tot la fel cu chiuvece. Ceva asemănător am făcut. Cu vaze? Da, și am scris 31 pe foaie. Deci era bine? Păi 31 de garafe sunt. Yeah, am făcut bine asta. Stai să vedem dacă e elaborat corect raționamentul. Încă 31. Da? Deci corect este să vedem dacă ai curs foarte bine din aproape în aproape raționamentul. Foarte tare problema. Da. Excelent. Deci ce a făcut? 5, 5, 5, 5, n-am știut câte sunt. Da. Și acum am luat-o înapoi. Ca să putem completa 7, trebuie să iau 2, 2, 2. Și eu golesc pe una, că 1 și cu 5 fac 6. Da. Umplu 3 din ele, că pun câte 2, 2, 2. Și mă iau și din următoarea încă 2. Da. Și atunci am rezolvat problema. Da? Deci, este... O scris 16. Eu scris 31. Problema? Cu 5, cu parcă una, cât era. Problema este spectaculos de frumoasă, da? Deci am problema... făcut-o incredibil. Deci, este minunată. Și aici jocul ăsta este spectaculos. Dar hai să încercați voi acasă. Spun că rămân două vaze goale. Două vaze goale. Da? Încercați o problemă care spune, rămân două vaze goale și o a treia care are numai patru garafe. Care are numai patru garafe. Oare se poate? Da, se poate. E posibil. Păi, e posibil. Când două am 10, una care era liberă 11 și cu una din 10 cu 11 face 10 și cu 1, 11 și cu una de aici fac 12. Aha, deci 12. Și 12 care le distribui în câte 2, 2, 2 și fac 12 bărțile, 6. 6 garoafe câte 7, 6 ori 7, 42, m-a făcut, nu vă fac probleme. Mai bine o scrie, da, voi ați mă trageți de gândă să mă spun. N-am fost atent. Da. Deci faceți pe fundalul, atenție, pe fundalul problemei acestea încearcă să compuneți probleme, da? Deci ce, ca acasă? Mâine, atenție, da. Mâine, da, nu mate, ne putem, da, scriem, da, mâine nu ne putem vedea.